Virgil Popescu, ministrul economiei, a declarat recent în cadrul unui eveniment dedicat energiei că România a devenit un importator net de energie electrică din cauza ordonanței de urgență 114 din 2018. Practic, ministrul acuză guvernele anterioare de perturbarea totală a pieței de energie electrică, România devenind în mod paradoxal importator de energie electrică în 2019. Mecanismul prin care o mare cantitate de energie electrică a fost scoasă de pe piața liberă și dusă pe piața reglementată a dus la o reacție în lanț cu consecințe pe care le vedem astăzi din plin. Este posibil ca la finele acestui an România să ajungă din nou pe balanță pozitivă, a mai declarat ministrul.